și ne vom putea opri într-un loc ce se numește Colții Lupului, unde puteți face niște fotografii grozave. Acolo sunt câteva vâltori și sau cascade, cum le numește fiecare. Apa curge vijelios între niște bolovani. Ne vom opri la izvorul frumos și o să vedeți de unde el iese la lumina zilei. O să vedeți cum o apă iese din pământ. Sub ochii dumneavoastră se vede lucrul acesta. Și bineînțeles o să oprim și la izvorul tămăduitor al Sfântului Antonie, de unde este bine să vă luați apă. Da. În drumul nostru vom mai avea și troița celor 300 de călugări, despre care vom povesti în momentul în care ne vom afla la Mănăstirea Iezăr, când o să fim cu toții la un loc și atunci eu am să vă povestesc istoricul locului, atât la Schitul Pahomie, dar și la Mănăstirea Iezăr. Suntem tot în localitatea de confluență Valea Cheii. Imediat o să ajungem în satul Cheia, care este parte componentă a localității Băile Olănești. Și o să încep să vă povestesc de unde vine această denumire de Cheia. Cu mult timp în urmă, asta se întâmpla undeva la jumătatea anilor 1500, un localnic care s-a apucat să construiască casa, să-și ridice o casă, săpând pentru a realiza temelia, fundația acestei case, a descoperit o cheie din acelea mari, cum existau pe vremuri la porțile cetăților, o cheie uriașe, sau la cuferele acelea mari în care boierii își transportau averile. Și găsind omul această cheie uriașă, s-a gândit că dacă va mai săpa, poate descoperă și o comoară, un cufăr cu aur, cu galben, eu mai știu cu ce obiecte din aur sau din argint. Vreau să vă închipuiți că în vremea respectivă nu era ca acum să aibă lumea doar 3-500 de metri de teren, de curte. Probabil că a avut un pogon sau un hectar de teren. A săpat vreme de 7 ani de zile, nu a descoperit absolut nimic, după care a înnebunit și de dimineața până seara, pe această uliță principală a satului, striga din toți plămânii, cheia, cheia, cheia. Ia uitați un cal frumos aici, antrenat de părintele Vasile. Aici chiar am intrat în satul Cheia, pe partea dreaptă fostele grajduri ale fostului CAP, da? Cei mai tineri probabil că nu știu ce este acela CAP-ul, Cooperativa Agricolă de Producție. Da? Deci a existat CAP-ul chiar și aici la Băile Olănești și la Cheia. Deci de la această cheie ulterior, satul și râul care curge prin acest sat s-au numit Cheie. Până în 1970, vreau să mă știți, orașul Râmnicu Vâlcea se alimenta cu apă potabilă din apa râului Cheia și în dreapta dumneavoastră, jos aici, era bazinul de aducțiune. Da? El s-a colmatat, nemai fiind îngrijit, după ce a fost gata cel de la Brădișor, de pe Valea Lotrului, orașul Râmnicu Vâlcea, mărindu-se și populația și Lotrul având un debit mai bogat, logică, s-au legat cu alimentarea de apă potabilă la apa din râul Lotul. Ce e bine să mai știți despre satul Cheia și n-aș vrea să vă obosesc chiar așa cu aceste amănunte. În primul rând, un vechi sat de moșneni atestat documentar pentru prima dată în anul 1596 în timpul domnitorului Mihai Viteazu, în care acesta spune într-un document emis de Cancelaria Domnească că la vest de moșiile olăneștilor donează terenurile, nu mai știu cum le spune, niște dealuri, dealul Chei, dealul mai nu știu care, și este întemeiată obștea moșnenilor Cheie. Da? Din documentul acela, din 1586, avem prima atestare legată de satul Cheia. Un vechi sat de moșneni, așadar, și o să vedeți că
valea este destul de îngustă, fiecare și-a așezat câte o căsuță pe aici, pe colea, pe unde a avut fiecare câte o bucată de teren. Tipicul de casă pentru această zonă este casa cu două cămăruțe, obligatoriu cu prispă din lemn, vopsită cu varal și acoperită cu șiță sau șindrilă. Am avut noi pe partea dreaptă la un moment dat un asemenea soi de căsuță. Uite, aici o căsuță veche, vedeți? Dar asta este una mai mică, doar o cămăruță. Dar majoritatea caselor care au avut această arhitectură, cu timpul, au fost modificate, li s-a mai adăugat câte o cameră, sau au fost dărâmate și s-au construit case mai noi, da? Biserica satului Cheia, cea actuală, datează din anul 1777. Vorbeam despre biserica satului Cheia, care și apare în fața noastră. Este undeva în stânga sus, așezată pe o colină înaltă și nu este întâmplător așezată în locul acela. În momentul când bate clopotul, el se poate auzi de aici, în cel mai îndepărtat colț al satului. Ăsta a parcat ca un profesionist, n-am nicio treabă. Biserica din 1777 și, spuneam, ridicată prin contribuția directă a fiecărui locuitor. O biserică sub formă de navă, cu naos, pronaos și altar, vopsită cu varal, acoperită cu șiță sau șindrilă. Suntem aici chiar în apropiere. Am trecut de centrul satului, da? Nu așa? Și continuăm către sfârșitul satului, acolo unde vom intra pe drumul forestier, care ne va urca până aproape de vom urca până aproape de vârful munților pe care îi vedeți în fața dumneavoastră. De altfel, cele mai înalte două vârfuri din masivul Buila Vânturarița sunt vârfurile Buila, cel sub care se află și schitul Pahomie, și celălalt, vârful Vânturarița Mare, deci aceasta este denumirea corectă. Aceste două, cele mai înalte două vârfuri, dau denumirea masivului Buila Vânturarița și, bineînțeles, a parcului sau a rezervației naționale Buila Vânturarița. Râul Cheia, care îl avem acum în stânga noastră, ne va fi vecin de drum până în apropiere de schitul Pahomie, de unde ne vom desprinde de râul Cheia, vom mai urca aproape 3 km până sus la Meteora României, la schitul Pahomie. Deocamdată eu vă mulțumesc mult pentru atenția pe care mi-ați acordat-o. Sper că nu v-am obosit, așa.